Hai că n-am mai fost de mult cu trenul. La prima oră. Ora 8 dimineața. Ne îndreptăm spre Gura Dihăm. Apa care vine din Valea Cerbului. Hai că iese și soarele. Am intrat în pădure, urcăm spre Valea Morarului. Intrăm pe Valea Morarului. Acele Morarului. Acolo-i țimbalul și acolo vom ajunge. Vremea bună. Valea adâncă. Am părăsit Valea Morarului. Ne îndreptăm spre Țimbal și este o potecă foarte abruptă cu copaci dobărâți de furtuni și fiind o potecă nemarcată nu are cine să o întrețină. Opa! Opa! Mi-a dat Elena aici dragavei, ștevie sălbatică sau măcriș. Mamă, vitamina C curată. Incredibil, deci are gust exact cum sunt tabletele alea de vitamina C. Mamă, ce gust. Pieptiș am urcat pe aici. Și mai avem. Încă un pic. Încă un pic. Încă un pic. Aici e vâlcelul Morarului și continuăm urcarea. Jos acolo se vede cabana Dihăm. Măgura Cudlei, Piatra Mare.
De după colții ăștia venim noi. Mersul prin șnepenișul ăsta e absolut oribil. Oribil. Elena fotografiază o flor de colț. Cabana vârful. Zâmbet de copil fericit. O minunăție de traseu. Creasta Balaurului, traseu nemarcat din munții Bucegi. Iată și Valea Caura.
am optat să coborâm pe Valea Cerbului. Suntem, nu știu, pe la jumătate. Și mai avem câteva ore.